8 lucruri esențiale despre grupele sanguine pe care oricine ar trebui să le știe oricât de incredibil ar părea, grupa de sânge ne poate spune multe despre corpul nostru și despre tipul de alimentație de care avem nevoie. Dar, chiar dacă ați auzit multe despre asta, există întotdeauna mai multe de învățat. Să începem cu faptul că există patru tipuri principale de sânge. Tip A, tip B, tip 0 și tip AB. Cel mai comun dintre toate. Pe lângă cele patru grupe de sânge, există și peste 400 de subcategorii de sânge, în funcție de profilul, sănătatea și stilul de viață al individului. 1. Alimente specifice care ar trebui consumate, dacă grupa de sânge este ea, atunci este mai bine să consumi mai multe legume și uneori pește și iaurt. Ar trebui să stai departe de alimente picante și cafea. Dacă ai grupa de sânge B, consumați în principal produse lactate și legume, dar ar trebui să evitați alcoolul și utilizarea conservanților. În mod similar, dacă grupa de sânge este O, consumați de obicei carne, pește și legume. Ar fi bine să stați departe de lactate, alimente procesate și excese. Tipul AB este mai contemporan, deci puteți mânca puțin din toate, deși este recomandat să evitați alimentele procesate. 2. Personalitate tipul de sânge a posedă abilității de conducere mari, deoarece persoanele cu această grupă de sânge sunt foarte inteligente, organizate și extrem de eficiente. Tipul B este activ și foarte prietenos, dar și flexibil și meditativ din când în când. Tipul o folosește de obicei latura sa practică, fiind, în plus, foarte energic. Ei sunt cei care fac lumea un loc mai bun. De fiecare dată când te simți rău, la ei vei găsi sprijin. În cele din urmă, tipul ab este câte puțin din toate. Oamenii care au grupa AB sunt raționali, calmi, puternici și foarte inovatori. 3. Stresul persoanele care au grupa sanguină a nu fac față bine stresului, așa că, de obicei, este nevoie de timp pentru a depăși o situație dificilă cei care au grupa sanguină B, se remarcă, pentru că sunt calmi, dar starea lor de dispoziție se poate schimba rapid, ceea ce îi face să aibă schimbări bruște. Cei care au grupa de sânge o au tendința de a se enerva des, deși ei înșiși sunt preocupați de vizualizarea conceptelor și de înțelegerea lor. Cei care au grupa de sânge ab sunt capabili să facă față stresului bine, dar, de asemenea, se enervează dacă se simt depășiți de ceva. 4. Relația dintre grupa de sânge și grăsimile acumulate, deoarece sângele este cel mai important țesut lipid care circulă prin toate conductele corpului nostru, nu este ciudat să ne gândim că fiecare persoană, în funcție de grupa sa de sânge, are o relație strânsă cu alimentele pe care ar trebui să le consume. În acest fel, cei care au grupa POP consuma câte grăsimi doresc din carne, dar și zahăr. Cei cu grupa B, pe de altă parte, ar putea suferi consumând prea multă mâncare prăjită sau pâine. În plus, grupa O tinde să se îngrașe atunci când își schimbă obiceiurile alimentare. În cele din urmă, cei cu grupa A tind să fie slabi și destul de inactivi, ceea ce duce la o creștere a greutății. 5. Sarcina și factorul RH, este posibil să nu știți că, în cazul dorinței de a avea un copil, este destul de obișnuit ca grupa sanguină a mamei să nu se potrivească cu cea a tatălui, ceea ce ar putea duce la anumite complicații. Cu toate acestea, pentru a rezolva acest lucru, mamei se poate injecta un rhogam sau rho, de, fabricat din plasma sanguină, atât la 28 de săptămâni de sarcină, cât și în termen de 72 de ore după naștere. În consecință, acest lucru va preveni creșterea anticorpilor din corpul mamei direct către făt. 6. Transfuzie este foarte normal ca uneori să ne simțim confuzi atunci când încercăm să înțelegem subiectul transfuziilor între diferite grupe de sânge. Cu toate acestea, totul se reduce la mai mulți factori. Persoanele care au tip A pot primi sânge de la toate celelalte tipuri, dar pot da sânge doar celor din același grup. De asemenea, tipul A poate primi grupa sanguină A sau o, dar poate oferi doar grupelor A și AB. Tipul B poate primi sânge de tip B sau O, dar poate dona doar grupului B sau AB. În cele din urmă, tipul 0 poate primi doar sânge de la O, dar poate dona tuturor tipurilor. 7. Transfuzii de plasma este un alt proces foarte asemănător cu transfuzia de sânge, doar că în acest fel, celulele sanguine și plasma sunt separate, pentru a restitui restul la donator în același mod. Tipul A poate primi doar plasma AB, dar poate alimenta toate grupurile. Tipul al poate primi doar de la A și AB și poate dona doar la tipurile A și 0. La fel, tipul B poate primi plasmă de la B și AB, dar este compatibil doar cu B și 0. În sfârșit, tipul 0 este capabil să primească plasmă de la toate tipurile de sânge, dar nu pot dona decât altora care sunt de același tip 0. 8. Riscul de cancer este de la sine înțeles, cancerul este o boală cu o rată de mortalitate foarte mare în zilele noastre și având în vedere că este prezent în toate locurile, de la soare până la ceea ce mâncăm, este destul de dificil de evitat dacă nu luăm măsurile adecvate. Însă, cercetările au arătat că cei care au grupa de sânge 0, au cu până la 20% mai multe șanse de a dezvolta orice tip de cancer, comparativ cu celelalte trei grupe de sânge. Țineți cont de aceste secrete și nu veți regreta. Multă sănătate! Abonați-vă, apreciați și distribuiți!